Când te apropii de grădini, imaginea este de-a dreptul șocantă, iar zona poate să își primească denumirea de groapă de gunoi. Cât vezi cu ochii, spațiul este plin de deșeuri. Cetățenii din cartier spun că se confruntă cu această situație de mai mult timp. Există oameni care aruncă materiale de construcție, deșeuri menajere și chiar organe de la animalele sacrificate. Printre răuvoitori se numără și cetățenii comozi cărora le este lene să ducă sacul cu gunoi la container. Se securează, toată lumea aruncă gunoi, dacă groapă unde se ducă? Container de parte mai aproape de aici. Oamenii de la bloc, că e mai aproape zicătă față de gunoaiele care sunt trebuie să arunce la temeroane. Rezistați, mai ales că a fost un anotimp călduros. Mai ales dăm foc. Să ardă, să iasă mirosul din ele, că altceva... Ar trebui să își vadă de treaba lor fiecare și să nu mai depoziteze gunoi aici, în zona asta noastră. O plimbare prin zonă te duce cu gândul la un cartier care a scăpat de sub bombardamente. Sunt locuri unde colibele improvizate au fost distruse și au rămas doar câteva părți din ceea ce a fost cândva o casă. În aceste condiții, încă mai trăiesc câteva familii care au și copii. Situația este cunoscută de către administrația locală. Din nefericire, cetățeni indisciplinați și care nu au respect față de comunitate depozitează în diferite zone unde nu este normală gunoaie menajere, fie că provin din gospodăria proprie, fie din activități industriale sau de prestări servicii. Aceste gunoaie ajung în zonele mărginașe, cum este fostul teren al imumului sau zona de grădini de pe malul canalului sau chiar zona de grădini din zona de nord. Pentru fiecare situație în parte noi am luat măsura curățării acestora. Sigur, nu putem face în această activitate o activitate permanentă, însă vom sesiza și autoritățile de mediu și împreună cu cei competenți de la poliția locală vom încerca să identificăm făptașii și să-i sancționăm. Nicolae Păun, directorul Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medicidia, spune că are în vedere ca zona să fie verificată de către autoritățile competente. Totodată, dorește ca în perioada următoare să facă o curățenie a spațiului de la grădini. Noi nu avem un parc de utilaje, noi trebuie să închiriem utilajele, iar acestea apar ca și lucruri neprevăzute. Înainte de acțiunea care o să aibă loc în jurul datei de 15 octombrie, deși n-ar fi trebuit să spun data, care să vedem cu poliția locală și poliția municipală. Avem doi inspectori care verifică starea grădinilor, nu numai în zona la imum, în toate zonele unde avem grădini, urmând ca aceștia să măsurile necesare. Mizeria împrăștiată în toate zonele municipiului Medgidia arată o altă realitate, pe cât de cruntă, pe atât de adevărată. Pe lângă autorități, vina aparține și cetățenilor care dau dovadă de lipsă de educație.